În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Cine va primi un prunc ca acesta în numele meu, pe mine mă primește. Evanghelia după Matei, capitolul 18, versetul 5. Preacuvioase Părinte Exarh, Preacucernice Părinte Consilier, Preacucernice Părinte Profesor, Preacucernice Părinte Protopop, Preacuvioși Preacucernici Părinți, Preacuvioase Maici, Preacuvioasă Maică Stareță, domnilor parlamentari, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, domnule primar, onorate oficialități și iubiți frați și surori. În această zi minunată de praznic, când Dumnezeu ne-a mai îngăduit ca încă o dată să fim împreună la sărbătoarea nașterii Maicii Domnului la mănăstirea de la Piatra Fântânele, subiectul pe care aș vrea să-l abordez, gândul pe care aș vrea să vi-l pun la suflet, l-am intitulat Nașterea unui copil e prilej de bucurie. Sărbătoarea la care mănăstirea își prăznuiește hramul este nașterea Maicii Domnului. Importanța acestei sărbători este rezumată într-o par. L-au repetat maicile de nenumărate ori la slujbă. E atât de frumos. E grăitor și dacă doar troparul acesta ne-ar rămâne în suflet de la hram, este de ajuns. Troparul zice așa: nașterea ta de Dumnezeu născătoare, Fecioară, bucurie a vestit la toată lumea, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru. Și dezlegând blestemul, a dat binecuvântare și stricând moartea, ne-a dăruit nouă viață veșnică. Nașterea ta de Dumnezeu, născătoare, Fecioară, bucurie a vestit la toată lumea. Ziceam că nașterea oricărui copil e prilej de bucurie, cu atât mai mult nașterea născătoarei de Dumnezeu aduce bucurie absolut la toată lumea. Nu toți suntem în stare să scriem imne pline de farmec și de har, așa cum au făcut-o Sfinții Părinți, dar noi ne îndulcim din cele scrise de ei. Iată ce scrie, iată ce imn de slavă înalță acestei sărbători Sfântul Ioan Damaschinul. Noi știm că dumnezeieștii părinți Ioachim și Ana au așteptat o multă vreme pe prunca dumnezeiască, că ea a fost rodul postului și a rugăciunii celor doi bătrâni. Și când a venit, mare a fost bucuria lor. Și-au dorit-o totalmente lui Dumnezeu. Ei, Sfântul Ioan Damaschinul, referitor la această sărbătoare, a scris un imn din care vă recit doar câteva fraze. Fericită însoțire, Ioachim și Ana! Datoare vă este toată zidirea, pentru că prin voi s-a adus ziditorului un dar mai ales decât toate darurile. Maica cinstită
singura vrednică de ziditorul. O coapse prea fericite a lui Ioachim, din care a ieșit sămânța fără prihană. O pântece prea lăudat al Anei, întru care a crescut puțin câte puțin și care, închipuindu-se, s-a născut în tine prunca dumnezeiască. Admirând frumusețea acestei sărbători, vedeți ce gânduri frumoase a avut Sfântul Ioan Damaschinul, dar nu numai Sfântul Ioan Damaschinul. Iată, vă citesc și dintr-un poet duhovnicesc, român, Traian Dorz, referitor la Maica Domnului, care astăzi se naște pentru noi și pentru toți oamenii din univers. Zice el așa: Maica Domnului Iisus, crin al cerului de sus, rai al sfintei curății, binecuvântată fii. Maica Domnului Hristos, dar al gândului duios, floarea zărilor cerești, binecuvântată ești. Maica marii îndurări, chip al sfintei ascultări, taina sfintei profeții, binecuvântată fii. Maica Domnului Hristos, rod al Duhului frumos, mila inimii omenești, binecuvântată ești. Maica Domnului Iisus, rugătoarea noastră sus, te cinstim supușii fii, binecuvântată fii. E binecuvântată nașterea Maicii Domnului, care aduce bucurie la toată lumea. Dar, așa cum precizam la început, nașterea oricărui copilaș de sub soare este o bucurie. E prilej de bucurie pentru omul care gândește frumos, care simte frumos și corect, nu pentru omul care s-a depărtat de credință. Pentru că, observați, frățiile voastre, nu pentru toată lumea care este contemporană cu noi, nașterea unui prunc este prilej de bucurie. De aceea se face așa de multă vorbire de îmbătrânirea Europei, de îmbătrânirea României, de faptul că ne împuținăm și datorită faptului că foarte mulți tineri, datorită sărăciei de acasă, sunt nevoiți să-și ia lumea în cap și să lucreze în alte țări. Dar ne împuținăm și pentru că se nasc mai puțin copilași. Omul cu credință, omul care gândește așa cum au gândit Sfinții Părinți, care ne spun nouă că nașterea Născătoarei de Dumnezeu a adus bucurie la toată lumea, omul care gândește așa se bucură atunci când se naște un copil pe lume. Și atunci Europa, dacă oamenii creștini din Europa ar gândi frumos și corect, nu ar îmbătrâni. Și spuneam și cu alt prilej, tot la nașterea Maicii Domnului, că străbunii noștri, bunicii noștri aveau copii mulți. În vremurile acestea postmoderne, cei ce gândesc creștinește de-ar avea măcar trei. Unul pentru tata, altul pentru mama și al treilea pentru biserică și pentru țară. Oricum, nașterea unui copil e prilej de bucurie. Și de ce nu gândesc tot așa? Din pricina unei patimi grozave care s-a înrădăcinat în Europa de consum, din pricina egoismului. Acesta este păcatul grozav care îi face pe o sumedenie de oameni să nu se mai bucure de nașterea de copii. Egoismul. Să gândesc la ei înșiși, la mâncare, la băutură,
și la păcate trupești și nu se gândesc la ceea ce este frumos, înalt, la ce bucurie mare aduce nașterea unui copil. Orice copil născându-se are toate șansele să ajungă un sfânt, să ajungă un savant, să ajungă un conducător de stat. Orice copil ce se naște are șansele acestea în fața lui. Dar, datorită egoismului, lumea în care trăim noi nu mai gândește așa frumos, că orice naștere de copil e prilej de bucurie. Nu mai gândește așa lumea noastră modernă, pentru că lipsește iubirea jertfelnică. Frățiile voastre știți mai bine ca mine. Creșterea copiilor, educarea copiilor, cer multă jertfă. Pe lângă cea materială, cea sufletească, multă ardere. Părinții, mai ales mamele, știu cât de mare lucru este și cât de jertfelnică e iubirea părinților pentru copiii lor. Dacă lumea ar fi de o convingere creștină puternică, atunci toate lucrurile ar reveni la locul lor. Ar avea în suflet iubire jertfelnică. Maica Domnului, a cărui naștere o prăsnuim astăzi, a avut iubire jertfelnică, întâi de toate față de preiubitul său fiu. L-a iubit cum nu-l putem iubi nici unul dintre noi. Până la cruce. A fost credincioasă până la capăt preiubitului său fiu. Meditând la acest lucru, că Maica Domnului a avut iubire jertfelnică pentru fiul său, Sfântul Siluan Atonitu a scris niște rânduri de foc. Iată, vă citesc din ele. O Fecioară Preacurată, Maica lui Dumnezeu, spune-ne nouă copiilor tăi, cum iubeai tu pe Fiul lui Dumnezeu când trăia pe pământ? Cum se bucura Duhul tău în Dumnezeu Mântuitorul tău? Cum priveai minunata lui față, cu gândul că el este cel pe care îl slujesc cu frică și cu dragoste toate puterile îngerești. Spune-ne, ce sumța sufletul tău când țineai în brațele tale pruncul cel minunat de Dumnezeu? Cum l-ai crescut? Care au fost durerile sufletului tău când împreună cu Iosif l-ai căutat vreme de 3 zile prin Ierusalim? Ce chinuri ai îndurat când Domnul a fost dat spre răstignire și a murit pe cruce? Care a fost bucuria ta la înviere? Și ce dor a umplut sufletul tău după înălțarea Domnului? Maica Domnului l-a iubit pe Domnul Iisus Hristos mai mult decât noi toți, cu o iubire jertfelnică de nedescris. Dar Maica Domnului, atunci când sfâșiată de durere era sub crucea Mântuitorului Hristos, a fost dăruită de Maică întregii lumi creștine, pentru că Domnul Hristos, uitându-se la Ioan, ucenicul iubit care era și el acolo, i-a zis: Fiule, iată mama ta. Și atunci ne-a făcut fii ai Maicii Domnului pe noi, pe toți. Iubirea jertfelnică a Maicii Domnului să revarsă peste noi, peste toți, peste noi cei ce am venit astăzi la hramul mănăstirii Piatra Fântânele. Și tot Sfântul Siluan Atonitul încearcă prin câteva fraze să ne arate cât de mare este dragostea Maicii Domnului pentru noi, păcătoșii,
și cât de mult se întristează atunci când greșim. Iată ce scrie Sfântul Siluan. De a ști cât îi iubește Maica Domnului pe toți cei ce păzesc poruncile lui Hristos și cum compătimește și suferă pentru cei ce nu se căiesc. Eu însumi am avut experiența acestui fapt, nu mint. Vorbesc adevărul înaintea feței lui Dumnezeu pe care sufletul meu îl cunoaște. Am recunoscut pe Preacurata Fecioară în Duh. N-am văzut-o, dar Duhul Sfânt mi-a dat să o cunosc pe ea și iubirea ei pentru noi. Fără îndurarea ei, aș fi pierit de mult. Dar ea a vrut să mă cerceteze și să mă îndemne să nu mai păcătuiesc. Ea mi-a spus, nu-mi place ce faci tu. Cuvintele ei erau liniștite și blânde, dar ele au lucrat cu putere asupra sufletului meu. Au trecut mai mult de 40 de ani de atunci, dar sufletul meu n-a putut uita aceste cuvinte pline de blândețe. Nu știu ce aș putea da în schimb pentru dragostea ei față de mine, păcătosul, și cum aș putea mulțumi Maicii Domnului. Lucrul acesta nu-l știm nici noi. Cum i-am putea mulțumi pentru iubirea ei jertfelnică, pentru dragostea ei față de noi, păcătoși? Cei ce au avut talent au reușit să dea glas în mod artistic rugăciunilor către Maica Domnului, simțământului lor lăuntric față de Maica Domnului. Și unul dintre cei mari a fost poetul nostru național, Mihai Eminescu. Și cu versurile lui voi și încheia, ne uitând să mai subliniez odată că nașterea unui copil, a oricărui copil, este prilej de bucurie. Și acum rugăciunea lui Eminescu către Maica Domnului, Maica noastră a tuturor care ne iubește cu jertfelnicie. Și zice Eminescu în poezia Rugăciune: Crăiasă alegându-te, îngenunchem rugându-te, înalță-ne, ne mântuie, din valul ce ne bântuie. Fii scut de întărire și zid de mântuire. Privirea ta dorată asupra ne coboară, o Maică prea curată și pururea Fecioară Marie. Noi, ce din mila Sfântului, umbră facem pământului, rugăm une îndurărilor, luceafărului mărilor, ascultă a noastră plângeri, regină peste îngeri. Din neguri te arată lumină dulce clară, o Maică prea curată și pururea Fecioară Marie. Amin.